Mulțumesc pentru invitație, domnule Ion Ștefanovici. Sunt bucuros să fiu într-o companie atât de selectă astăzi aici și pe lângă lucrurile pe care aș vrea să le transmit. Sunt convins că voi pleca și cu multe concluzii și voi prelua din experiența dumneavoastră. Legată de exerciții financiare și ceea ce reprezintă acesta pentru comunitate, cu siguranță fondurile europene au schimbat fața României. Dacă nu ar fi fost aceste fonduri europene, poate că situația era asemănătoare cu alte state, nu aș vrea să mă nominalizez aici, dar cu siguranță a fost o schimbare și poate ne-am obișnuit cu aceste lucruri, ne-am obișnuit cu un sistem sanitar, cu infrastructură, cu resurse umane calificate, pentru că le-am văzut cum au evoluat de la o zi la alta. Putem vedea acest lucru și transformarea extraordinară atunci când vine cineva în vizită și nu au mai fost de 10 ani în România, de 5 ani în România și ne spune ce mult s-a schimbat orașul dumneavoastră, ce mult s-a schimbat oamenii. Dar aceste fonduri europene vin cu provocări extraordinare. Suntem în exercițiu 14-20, cred. Și provocările pentru noi este să închidem unele proiecte din acest exercițiu. Și am fost puși în faza situației să facem o analiză în 2023, cost-beneficiu, dacă mai putem merge mai departe cu unele proiecte și, din păcate, la unele am renunțat. Aici cred că sunt lucruri pe care trebuie să le corectăm, fără să căutăm neapărat vinovați și știu că domnul director Asante a spus cu nenumărate ocazii că am învățat cu toții din trecut și în următorul exercițiu vom corecta aceste lucruri. Și se corectează chiar în acest moment, pentru că a spus doamna secretară de stat că deja se lucrează la o ordonanță cu termene foarte clare, când se depune cerere de finanțare, în cât timp se evaluează, în cât timp avem un rezultat. Să nu ajungem în 2027 plus 3, deci 2030, să ne gândim dacă riscăm corecții financiare pe proiectele pe care le-am accesat sau nu. Banii au fost în România și vor mai fi, sunt convins de acest lucru. Rămâne doar provocarea cum folosim acești bani și cum implementăm proiectele. Am accesat fonduri pe PNRL la Primăria Botoșani de peste 100 de milioane în acest moment. Avem contracte semnate. Provocarea este să respectăm termenele pentru că acești bani europeni vin cu prețul lor. Și aici discutăm despre jaloane, dacă discutăm de Guvernul României, despre indicatori, dacă discutăm despre beneficiarea acestor proiecte, pentru că cei care finanțează de obicei cu condiții. Și trebuie doar să fim foarte riguroși și poate și un sfat către colegii din Republica Moldova să învețe din experiența noastră că nu este foarte, foarte greu să atragi, să semnezi contracte de finanțare. Mai greu este să ajungi la conferința de închidere a unui proiect european și să ai plus valoare pentru comunitate. Mai sunt provocări în administrația publică locală și vă spun pe scurt acest lucru. Să folosim aceste fonduri exact cum se numesc la nivel național, fonduri de coeziune. Urmăresc reducerea decalajelor. Avem aceeași provocare și în comunitățile locale, acolo unde apar ghiduri de finanțare și suntem în fața unor provocări, dacă depunem sau nu proiecte. Depunem proiecte pe ghidurile care sunt, dar de cele mai multe ori nevoile sunt altele. Discutăm despre digitalizare, clădiri eficiente energetic, despre telemedicină, dacă doriți, pentru că în administrația publică locală sunt tot felul de provocări de orice natură. Dar în municipiul Botoșan avem și o serie de nevoi de bază care nu au fost rezolvate de-a lungul timpului și aici mă refer la infrastructura primară, pentru care nu mai sunt finanțări. Trebuia rezolvată, așa cum a spus domnul director, așa a fost filozofia Comisiei Europene, trebuiau rezolvate la momentul respectiv. Și dacă lucrurile nu sunt făcute la timp, ajunge să căutăm bani de cel mai multe ori pe care noi avem din bugetele locale sau bugete naționale care nu mai rezolvă aceste aspecte. Cam acestea sunt lucrurile pe care am vrut să le transmit pe scurt. Vă mulțumesc pentru invitație. Dacă vor mai fi intervenții, cu mare drag. Și îmi exprim și deschiderea către colegii din Republica Moldova pentru eventuale parteneriate la care suntem deschiși. Știu cu ce provocări se confruntă și dumneavoastră, că avem proiecte pe fonduri transfrontaliere și se aseamănă un pic tipul de probleme de Republica Moldova cu cele de România, cu lipsa cofinanțării, cu legislația care nu este predictibilă și alte multe aspecte. Mulțumesc pentru invitație, sunt onorat, salut!